E nevoie mai mult decât oricând ca societatea civilă să se implice și să oamenii să se organizeze. Este trist că avem în Sfântul Gheorghe cât de cât stăm bine ceea ce înseamnă ONG-urile românești. Este trist însă că avem sate unde fie că n-avem un consilier local la primărie, și e o mare problemă, dar nu avem nici o organizație în afară de biserică care cât de cât să adune oamenii. Nu e nimic nou, știți foarte bine că ați demarat dumneavoastră și mă refer la toți cei care sunteți aici, acțiuni de încurajare a comunităților să-și facă asociații. S-a stabilit un statut cadru pe care oricine îl poate prelua, să fie doar numai nevoia de organizare și acele asociații comunitare se pot constitui lezne. Însă, din păcate, lucrurile nu merg așa de repede cum ne-am dorit noi. De fapt, realitățile ne provoacă să ne organizăm mult mai repede, dar nu peste tot se întâmplă așa. Sunt încă sate care nu au nici măcar o asociație românească. Și asta înseamnă o slabă reprezentare, înseamnă lipsa posibilității de a accesa fonduri, chiar dacă sunt ele puține, puțin câte puțin, din bănuții văduvei, oamenii, dacă se organizează, pot să acceadă la câteva finanțări. Acum am văzut că și primăriile de la sate au început să deschidă linii de finanțare. Ceea ce nu era până acum, noi în Sfântul Gheorghe și doamna profesoară Mia Pelegradu să vă arate care e procentul și cum e situația la noi la municipiu, însă chiar citeam zilele trecute, primării și Chichișu și Ozunu au publicat deja anunțuri de finanțare a proiectelor culturale în ziare, invitându-ne să participăm. Deocamdată, la nivelul celor două sate, din câte știu eu, doar parohiile pot pune proiecte din partea noastră a comunității românești, dar și asta așa, ca un fel de struț o cămilă, pentru că parohia fiind asociată ca o asociație religioasă, cumva. Dar nu avem un ONG, de exemplu, un Ozun, care să poată depune 1, 2, 3, 5 proiecte și e un lucru care trebuie schimbat.